Examenul de bacalaureat a continuat astăzi cu proba scrisă obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Miercuri 28 iunie se va desfășura proba la alegerea profilului și specializării. Iată care sunt datele din județul Mehedinți. După ce luni 26 iunie elevii au susținut proba scrisă la limba și literatura română, astăzi s-a desfășurat proba obligatorie a profilului matematică pentru elevii care studiază profilul real și istorie pentru cei care studiază profilul uman. Peste 130.500 de candidați sunt înscriși pentru susținerea examenului, dintre aceștia peste 16.000 provenind din promoțiile anterioare, conform situației centralizate de Ministerul Educației. În județul Mehedinți a existat un număr total de 1.675 de candidați, dintre care 1.520 au fost prezenți în sălile de examen. Astăzi s-a desfășurat a doua probă din cadrul examenului de bacalaureat, proba obligatorie în cadrul profilului. În cazul nostru am avut matematică și istorie, am avut 1.675 de candidați înscriși, 1.520 prezenți, 519 au dat examenul la istorie, iar 1.001 de elevi au dat proba de matematică. Am avut 154 de absenți și un elev a fost eliminat având telefonul asupra lui. Nu au fost incidente de altă natură. Elevii care au susținut astăzi probele obligatorii la matematică sau istorie în funcție de profil consideră că subiectele au fost de intensitate medie, pe alocuri chiar grele. Astăzi ai susținut a doua probă. În primul rând să-mi spui și mie la ce ai susținut-o, la matematică sau la istorie? La matematică. Și cum ți s-au părut ție subiectele la matematică? Relativ ușoare spre mediu, mai ales subiectul 3 spre greu. Deci să înțeleg de la tine, subiectul 3 a fost cel mai greu. Poți să ne spui ce a conținut așa puțin un exemplu? Intervale de monotonie, limite, derivate. Cât timp te-ai pregătit tu pentru acest examen extrem de important? 2-3 săptămâni. Deci să înțeleg că stăpâneai oarecum materia și n-ai avut nevoie. Da, am prins foarte repede din clasă și în ultimele 2-3 săptămâni am pregătit mai intens. Mâine urmează cea de-a treia probă. La ce vei susține examenul? La geografie. Și ești pregătit? Aștept cea mai mare notă acolo. Cât timp te pregătești pentru acest examen? De un an, de la începutul clasei a 12-a. Mâine urmează cea de-a treia probă. La ce vei susține? La logică. Și te simți pregătită? Da, nu am nicio problemă. S-au părut subiectele? Destul de complicate pentru anul acesta școlar. Ce a picat la subiectul 3? La subiectul 3, România postbelică. Și un eseu despre România postbelică, relațiile internaționale în războiul rece și două practici politice. Unde ai încadrat tu gradul de dificultate? Mediu, scăzut? Mediu. Deși intensitatea subiectelor a fost una moderată, elevii se așteaptă la rezultate bune. Mai mult decât atât, unii dintre ei așteaptă cu nerăbdare proba la alegere, care se va desfășura mâine, fiind proba care îi va ajuta cel mai mult pentru mărirea mediei finale. Să-mi spui în primul rând la ce ai susținut o a doua probă la BAC. Astăzi la matematică. Și cum ți s-au părut ție subiectele? Subiectele au fost accesibile, nu mi s-au părut foarte dificile și am încercat să ating fiecare subiect și să scriu tot ce știu. De cât timp te pregătești pentru acest examen? Din tot timpul anului clasei a 12-a. Urmează cea de-a treia probă. Cum te simți? La geografie mă simt pregătită. Deci să înțelegem că te aștepți la o notă mare la bacalaureat. Da. Păi ne-a dat despre războiul rece, despre România în perioada postbelică. Ai avut timp să le rezolvi pe toate? Da, am scris la subiectul 3 două pagini și pe la subiectul 1 am scris. Cum ți s-au părut subiectele? Te așteptai să fie grele, ușoare? Nu au fost nici grele, nici ușoare, nu au fost chiar așa de grele cum așteptam. Istorie. Ceva care te-a pus în dificultate? Nu prea a fost nimic, a fost destul de simplu, sincer să fiu. Ți-a luat mult timp să te pregătești? Da, total. A fost ok, m-am descurcat cât de cât, mai bine la română, mi-au plăcut mai mult subiectele. Ți s-a părut greu? Puțin, da, nu m-am pregătit sincer atât de bine la istorie, mai mult la logică și la română. Dar zic că o să iau notă destul de ok, sper. Au fost așa gradul de dificultate pentru tine? La subiectul 3, da, sincer, mi s-a părut destul de greu, nu mă așteptam să pice tema asta. Greu pentru tine, te-ai pregătit mult? M-am pregătit destul de mult, eu zic, din punctul meu de vedere. Ai făcut pregătire și la școală? Am făcut, da.
Te aștept la notă bună? Da, destul de bună. Joi 29 iunie va avea loc proba la limba și literatura maternă. Absolvenții clasei a 12-a vor afla primele rezultate înainte de contestații pe data de 3 iulie. Examenul național de bacalaureat reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului liceal. Subiectele pentru proba scrisă la matematică sau istorie se elaborează de către Centrul Național de Evaluare și Examinare pe baza conținuturilor și competențelor asociate acestora, conform programelor.